Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. O femeie din Vulcan a fost găsită moartă azi dimineață între două containere de gunoi de lângă blocul în care locuia. Apaserv a atacat în instanță decizia dată de judecătorii de la Petroșani, hotărâre care a stopat lucrarea de canalizare de pe strada Mărășești în favoarea firmei Jerom. Primăria de la Petroșani pregătește și în această iarnă un adăpost cald pentru oamenii străzii. O femeie din municipiul Vulcan a fost găsită decedată în această dimineață lângă containerul de gunoi din apropierea blocului în care locuia. Polițiștii spun că nu există suspiciunea comiterii vreunei infracțiuni, femeia fiind în evidența medicilor cu mai multe afecțiuni. A ieșit dimineața la prima oră să ducă gunoiul la container, iar la puțin timp a fost găsită decedată. Este vorba despre Polina Verdeș, o femeie în vârstă de 75 de ani din municipiul Vulcan. Ea a fost găsită căzută între cele două containere din spatele blocului în care locuia de muncitorii de la Pregoterm, care au venit să ridice gunoiul. În cursul acestei dimineți am fost sesizați prin serviciul unic de urgență 112 cu privire la faptul că lângă un tomberon situat în spatele blocului de 7 pe strada Nicolae Titulescu se află căzut o persoană de sex feminin. Ne-am prezentat la fața locului odată cu un echipaj al SMURD-ului care au constatat decesul acestei persoane. Noi efectuăm cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a morții persoanei în cauză. Rudele femeii spun că ea suferea de mai multe boli. În urmă cu 2 ani a decedat și soțul ei și de atunci a intrat într-o stare accentuată de depresie. Am fost ieri la ea acasă și nu avea nimica. Am vorbit ieri cu ea până la ora 6, că a fost schimbul de și am vorbit cu ea la telefon. Doar atâta spunea că se simte slăbită și era bolnavă de fiel, că am mai fost cu ea la spital câteva luni și urma să merg în noiembrie cu ea la spital, că lua și un tratament. De singurătate, comunitatea acum 2 ani jumate și era ură și singură. Dimineața eram acasă la Lupenca, acolo locuiesc, și m-a sunat o vecină din bloc și mi-a zis, face vină că mama ta e căzută la container. A găsit-o dus să ducă gunoiul de dimineață și nu mi-a zis nimeni că e moartă, a zis că doar e căzută. Eu am sperat că totul și-o fi leșinat și să mă duc repede, că poate se poate face ceva. Și când am ajuns acolo și când am văzut-o jos căzută, și... Nu, am văzut-o jos căzută și cu lumânarea lângă ea, mi-am dat seama că a murit. În urma primelor cercetări efectuate de polițiști la fața locului, nu există suspiciunea comiterii vreunei infracțiuni. Nu există suspiciuni, persoana nu prezenta urme de violență și a fost transportată la spital în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii cu exactitatea cauzei decesului. Apaserv Jiului a atacat în această dimineață decizia judecătorească ce de câștig de cauză firmei Jerom în legătură cu lucrările de canalizare de pe strada Mărășești. Cel mai mult în această situație au de pierdut oamenii. Chiar dimineața am semnat, a venit jurista la mine și am semnat apelul. Mă voi zbate pentru cetățenii în acea zonă, fiindcă și ei au dreptul să aibă canalizare și să aibă condiții decente acum în anul 2013. Dacă cineva i s-a pus pata ca acești oameni în strada Mărășești să nu poată beneficia de canalizare, este problema lui și va răspunde în fața cetățenilor. Am atacat la Tribunalul Hunedoara decizia instanței de la Petroșani. De altfel, până la o decizie irevocabilă, muncitorii s-au retras de pe șantier. Strada rămâne nerefăcută, iar l-aș ruga pe domnul Seraficianu să meargă să locuiască pe acea stradă, fără utilități și în condiții aplice, și să vedem dacă bolizii lui, și, sau aș putea spune că indiferent cine este, și chiar Seraficianu cu bolizii pe care îi are, nu va putea urca pe acea stradă. Da, păi omul simplu. Asta înseamnă bătaie de joc asupra cetățeanului. Dar la câtea, cum și-a bătut joc de Umirom, cum și-a bătut joc de Petroșani, încă o bătaie de joc față de oamenii mărășești, credeți că mai contează pentru el? SC Apaserv derula un program de introducere și reabilitare a rețelelor de apă și canal pe strada Mărășești din Petroșani când a trebuit să se oprească. Firma Jerom a reclamat că aceste lucrări s-ar face abuziv. Ultimele cercetări din domeniul medical au scos la iveală faptul că alimentația nesănătoasă este una dintre principalele cauze care duc la apariția leucemiei. Ce sfaturi au medicii hunedoreni în această privință, aflați mai târziu în jurnal.
au împânzit blocurile cu fluturași lăsați la ușile oamenilor, prin care anunțau o verificare a instalațiilor de gaz fix în perioada în care trebuia făcută revizia, doar că locatarii au suspectat că ar fi vorba de falși angajați puși pe căpătuială. Totul s-a întâmplat astăzi la Vulcan. Polițiștii din Vulcan au organizat astăzi o acțiune flagrant angajaților unei firme care execută verificări la instalațiile de gaz. Aceasta a venit în urma mai multor sesizări ale locatarilor, cărora li s-a părut suspect faptul că sunt nevoiți să achite pe loc verificarea, ceea ce nu li s-a mai cerut până acum. Oamenii au fost anunțați prin intermediul unei hârtii scrise la calculator și pe care este aplicat o ștampilă că vor fi nevoiți să stea acasă ca să le fie verificată instalația. Am primit o informație prin care suntem sesizați că pe scara unui bloc de pe strada, de pe o stradă din cadrul municipiului au fost distribuiți niște fluturași de către o firmă, de mai precis E.ON Gaz, prin care spuneau că dacă sunt acasă sau nu sunt acasă proprietarii apartamentelor, în vederea efectuării unor lucrări. Vreau să vă spun că au fost verificate la această informație, au fost verificate la reprezentanții unului, care au spus că aceștia nu desfășoară lucrări în zonă în această zi. Astfel că urmează să vedem și să, dacă se concretizează sau nu se concretizează această faptă. Oamenii legii au luat în seamă sesizările cetățenilor și în momentul în care muncitorii au ajuns la unul dintre apartamente, le-au cerut socoteală. Cercetările efectuate au dovedit însă că este vorba de angajați unei firme autorizate care prestează servicii pentru E.ON Gaz. Firma noastră este autorizată de ANR București pentru a executa lucrări de verificare, revizii, instalații gaze la consumatori casnici. Noi ne deplasăm la consumatorii casnici, încheiem contracte, încheiem o fișă de verificare, care o predăm la E.ON, această fișă se introduce în calculator și verificarea, propriu-zis, este executată. Noi nu suntem firmă E.ON, suntem firmă de verificări și revizii, execuții, instalații de gaze, firmă privată, autorizată de ANR București, iar noi toate serviciile le încasăm cu chitanță și factură pe loc, după executarea verificării respective. Ne-au verificat, am fost în regulă și ne-au urat serviciu și muncă ușoară în continuare. Polițiștii îi sfătuiesc pe oameni să trateze ca atare orice suspiciune. Pentru a nu cădea victime unor infractori, ei trebuie să sesizeze autoritățile pentru orice neclaritate. Fac apel pe această cale la toți cetățenii municipiului Vulcan sau ai Văijiului cu privire la faptul să nu dea curs unor astfel de solicitări din partea oricăror, așa zici, cetățeni de bine, întrucât sunt diferite moduri de operare. Să nu dea curs nici să nu primească în casă persoane străine fără o verificare prealabilă, întrucât avem destule cazuri cu astfel de moduri de operare, că vin să efectueze lucrări de parazitare, E.ON, Renel, telefoane prin care solicită sume de bani pentru că neamuri au primit, au probleme în străinătate și alte moduri de operare, întrucât pot fi victimele unor infracțiuni care ulterior sunt regretabile. Conform unui comunicat emis de E.ON, nu se percepe nicio taxă cash, ci contravaloarea acestui serviciu de verificare va apărea pe factură, dar în acest caz lucrurile stau exact invers. O avarie de proporții a fost semnalată în instalația de furnizare a agentului termic la Petroșani. Asta după ce apa a curs la presiune mare mai multe zile și aburul a învăluit zona fără ca cineva să anunțe defecțiunea. De câteva zile, o țeavă ce transportă agentul termic spre Petroșani are o spărtură, iar zona e învăluită în aburi. Cu toate acestea, nimeni nu a văzut defecțiunea și nu a anunțat responsabilii de la termoficare. Directorul Ovidiu Muntean de la Societatea de Termoficare din Petroșani a fost la rândul lui sesizat de presă și abia atunci a anunțat termocentrala Paroșeni. Atâta timp cât orice spărtură este pe agentul primar, bineînțeles că în momentul în care noi primim sesizări din partea populației, noi bineînțeles că o anunțăm la dispeceratul de la Complexul Energetic Unedoara Paroșeni respectiv și sunt sigur că dânsii vor veni și vor remedia orice problemă care este pe rețeaua de agent primar.
Imediat după sesizare, un muncitor a sosit la fața locului și a oprit vana ce alimenta spărtura. Avaria a fost remediată fără a întrerupe o perioadă prea lungă de timp alimentarea cu agent termic a municipiului Petroșani. Primăria Petroșani are și în această iarnă un pat cald pentru oamenii străzii. De altfel, acum în adăpostul din centrul Petroșaniului se fac îmbunătățiri înainte de începerea sezonului rece. Administrația locală de la Petroșani a pregătit și în această iarnă un pat cald celor care nu au casă. Adăpostul pentru oamenii străzii este gata să-și primească ocupanții. În condițiile în care temperaturile în perioada următoare vor scădea sub 10 grade Celsius mai multe zile la rând. În anii trecuți, această locație, situată pe strada Constructorului, chiar în incinta clădirii fostului spital de psihiatrie, s-a dovedit a fi una mai mult decât utilă. Noi le vom asigura celor fără adăpost un loc unde să înopteze, urmând ca dimineața ei să părăsească adăpostul. Adăpostul pe care noi îl avem este același ca și în anii trecuți, cu capacitate de 5 paturi. De menționat este că acest adăpost pentru cei care nu au casă deocamdată nu își va schimba locația odată cu mutarea birourilor poliției locale. Dar de anul viitor, primăria ia în considerare și acest lucru. Noi luăm în considerare acum și varianta de a-l strămuta, să spunem așa, în noua locație unde s-a mutat poliția locală și unde trebuie însă să facem investiții pentru a asigura un minim de confort. Luceafărul își recapătă încet, încet strălucirea de altădată. Cinematograful din Vulcan este aproape gata, iar autoritățile locale au achiziționat deja aparatura, cu ajutorul căreia, peste aproximativ 2 luni, vor rula filme 3D. Iarna acestui an aduce cu ea și un cinematograf modern la Vulcan. Lucrările sunt la acest moment finalizate în proporție de 80%. Localnicii și nu numai se vor putea bucura de o sală modernă de film, dar și de spectacole. În aceste zile, autoritățile locale au achiziționat și aparatura necesară pentru cinematograful, care se anunță a fi cel mai bine dotat din zonă. Suntem în plină desfășurare a reabilitării cinematografului Luceafăru și sperăm că în curând vom fi pregătiți să-l punem la dispoziția cetățenilor municipiului Vulcan și a Văijiului. Este unul dintre cele mai dotate, va fi din cele mai dotate cinematografe 3D, o aparatură adusă din Statele Unite ale Americii, modernă pentru tinerii noștri și desigur și pentru cei vârstnici care vor să vizioneze câte un film care nu mai a rulat pe televiziunile României. Așa că suntem aproximativ cu 80% din realizat, din lucrările realizate și urmează doar lucrurile de finețe, montarea scaunelor și, sigur, aparatura să fie pusă în funcție și instalația de sonorizare. Întreaga aparatură a fost comandată și adusă din Statele Unite ale Americii și a costat 3,5 milioane de lei. Este o aparatură de cinema în 3D, cu 8 difuzoare pe o parte, o pe alta și, desigur, în spatele ecranului cu sonorizarea ca să creeze atmosfera că persoana care vorbește este chiar lângă el și creează un sistem de audiție quadro, așa, și omul se simte că participă la acea acțiune a filmului. Eu am participat la un film 3D și din acest motiv am considerat că este perfect să vadă și tinerii noștri noua realizare a științei, pentru că este o știință până la urma urmei. Întregul proiect a fost schițat încă de la început de primarul Gheorghe Ilem, care a făcut totul, după cum a văzut în alte țări, în locații asemănătoare. Liberalii din Valea Jiului au deja întocmite strategii și planuri și știu ce vor să obțină. De altfel, luna viitoare ei încep să se ocupe și de detaliile legate de alegerile europarlamentare. Organizațiile PNL din Valea Jiului au drept țel atingerea pragului de 25% la următoarele alegeri, un target care negreșit se poate atinge, spune în prezent coordonatorul liberalilor Costel Avram. Organizațiile din Valea Jiului ne ocupăm să, în așa fel încât să facem ca procentul care a fost stabilit în biroul național de 25% să fie realizabil. Este foarte greu, dar nu imposibil.
De altfel, luna viitoare, liberalii se vor întruni într-o mare ședință pentru a stabili toate planurile legate de alegerile europarlamentare. Cert este că noi, Partidul Național Liberal, trebuie să venim cu nume sonore, nume bune, care poate atrage percepția cetățenilor din Valea Jiului. Alimentația nesănătoasă este deja cunoscută asupra consecințelor grave pe care le are asupra calității și duratei vieții. Ultimele cercetări din domeniul medical au scos la iveală faptul că aceasta este una dintre principalele cauze care contribuie la apariția leucemiei. Alimentele pe care le găsim la tot pasul în comerț conțin substanțe extrem de dăunătoare organismului. Tentați de prețurile mici pe care le au aceste produse, mulți funedoreni aleg de pe rafturile magazinelor alimente pe cât de ieftine, pe atât de periculoase, fără a ține cont de efectele pe care acestea le au asupra sănătății. Potrivit celor mai recente date emise de Organizația Mondială a Sănătății, principalele cauze de mortalitate în lume sunt legate de alimentația nesănătoasă. 14 milioane de decese sunt cauzate anual la nivel global de o alimentație incorrectă și dezechilibrată. Se pare că frecvența este totuși destul de mare în ultima perioadă, frecvența reală, nu frecvența pe care o dă prezentarea la medic, și nu este exclus ca într-o perioadă următoare această frecvență a neoplaziilor să crească. Cercetătorii pun pe seama multiplelor substanțe care se introduc mai ales în alimente și în sucuri, acele euri, există o listă întreagă de euri în care foarte puține sunt acceptate ca substanțe neutre și care nu influențează mutațiile genetice, în schimb sunt foarte multe substanțe, foarte multe euri care generează aceste mutații și stau la baza dezvoltării neoplaziilor, cancerilor, atât la nivelul organelor, deci cancerele solide, cât și la nivelul sângelui. Este un semnal de alarmă pe care îl trag cercetătorii și îl spun și eu în continuare, a se evita pe cât posibil aceste euri sau cetățeanul să se informeze exact asupra ceea ce cumpără din magazie. Chiar dacă leucemia este o boală care afectează tot mai multe persoane și rata de supraviețuire este tot mai mare. În ultimii ani, tot mai multe cercetări sunt axate în domeniul leucemiei și tipurilor diverse de leucemie și este un domeniu în care cercetarea fundamentală este destul de avansată și poate una din cele mai costisitoare cercetări fundamentale. Vorbesc de marile firme de medicamente care alocă fonduri imense pentru aceste cercetări. Se pare că rezultatele încep să apară, durata de supraviețuire în aceste boli leucemice este tot mai mare și se pune accent destul de mult în ultima perioadă pe dezvoltarea anticorpilor de tip monoclonal, specifici pentru fiecare din aceste afecțiuni. Numărul cazurilor de cancer este într-o continuă creștere, iar studiile medicale arată că unul din trei oameni s-ar putea îmbolnăvi de această boală în decursul vieții lor. S-a dovedit că regimul nostru alimentar poate cauza cancer sau ne poate proteja împotriva lui. De aceea trebuie să avem mare grijă la alimentele pe care le consumăm. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută.